Muzica de film, de scenă, pop, dar și cea academică au reprezentat coordonate esențiale în creația compozitorului Adrian Enescu. El a absolvit Conservatorul Bucureștean la clasa lui Aurel Stroe și s-a afirmat rapid în peisajul cultural românesc datorită situării sale printre pionierii muzicii electronice din țară, precum și activități intense din zona de teatru și film. În ultimul domeniu amintit, Enescu a ilustrat o prolificitate remarcabilă, semnând partitura pentru peste 60 de filme. Varietatea tematică a peliculelor la care Enescu a colaborat vădește o extraordinară capacitate de a imagina sonorități potrivite mai multor genuri de film. Pentru a oferi doar câteva exemple, seria de comedie Ardelenii pune în valoare predilecția compozitorului pentru muzică ușoară. Sonoritățile tensionate caracterizează muzica dramei Faleze de nisip, iar partiturile pline de dramatism și de lirism deopotrivă completează acțiunea unor filme de război sau istorice, precum Noi cei din linia întâi sau Mircea. Acum mă voi opri la seria Ardelenii, care a reprezentat o premieră pentru producția cinematografică românească. Ha! Ce ești, circus? Rupeți rândurile! Zurug marș! Thank you, my friend. I haven't heard such noise since Bull Run. De la Plevna, de la turci. Captură de război. Come on, Blackie. Stand up. Boys, we need such Plevna guns ourselves. Yo-ye! I understand the man who should have been expecting you isn't here. Or is he? Ce zice, mă? Nu știu, că ăsta nu vorbește ca dicționar. Dicționar. Bani țipați în vânt, ești un prost. Popularitatea filmelor western a pătruns inclusiv dincolo de cortina de fier. După 1950, în Uniunea Sovietică, Iugoslavia, Republica Democrată Germană sau Cehoslovacia au început să fie produse filme care, prin tematica lor ce împrumută elemente din western, au primit eticheta de Ostern. România s-a aflat la rândul său sub sfera de influență a Uniunii Sovietice, iar către finalul anilor 70 și începutul anilor 80 apare o perspectivă românească asupra genului Ostern reunită în trilogia de filme Ardelenii, regizată de Dan Pița și Mircea Veroiu, muzica fiind semnată de Adrian Enescu. Dan Pița și Mircea Veroiu au constituit personalități importante pentru cariera lui Enescu, care și-a exprimat deschis admirația față de aceștia, spunând că activitatea sa de compozitor de muzică de film este în primul rând legată de filmele regizate de Pița și Veroiu. Profetul, Aurul și Ardelenii constituie prima producție românească de tip western, în care povestea imaginată de scenaristul Titus Popovici îmbină acțiunea și umorul. Dornici să scape de sărăcie, trei frați ardeleni din satul Poplaca trec Oceanul Atlantic și ajung în statul Utah pe la începutul anilor 1880. Acțiunea este potențată de muzica ingenioasă a lui Adrian Enescu, care se inspiră din sonoritățile westernului american, caracterizat de progresii armonice și scări modale simple. Personajul negativ apare uneori însoțit și de intonarea la chitară acustică a unei melodii construite pe scara pentatonică minoră întâlnită în blues, aceasta fiind singurul material muzical care traversează toate cele trei filme ale trilogiei. Water. Însă momentele de intrigă, precum pregătirea unei ambuscade de către cei trei frați, surprind prin utilizarea cu totul neobișnuită pentru genul cinematografic respectiv a unor sonorități de tip western, cântate însă la sintetizator. Partea a doua a seriei, Artista, Dolarii și Ardelenii, reafirmă predilecția lui Enescu pentru sunetul electronic produs de sintetizator. Accentuând dramatismul acțiunii, momentele interpretate la sintetizator prezintă de fiecare dată o ritmică pregnantă, construind inclusiv momente polifonice de complexitate.
Ultimul film al trilogiei, Pruncul, Petrolul și Ardelenii, înfățișează o scriitură mai elaborată și o diversificare a ansamblului instrumental. Spre exemplu, genericul construiește un moment tonomodal, caracteristic muzicii western, reunind sintetizatoare, vocea, chitara cu 12 corzi, setul de tobe, trompeta și orchestra de coarde. O temă lirică, întrebuințată în multe secvențe ale filmului, pornește de la capul tematic al refrenului melodiei folclorice românești, Mociriță cu trifoi, pe care Adrian Enescu o continuă în maniera muzicii western. Scena bătăliei finale evidențiază din nou o scriitură complexă în care instrumentelor acustice li se alătură patru sintetizatoare, construind un moment dramatic de mare intensitate. Ai venit, sogore! Noroc, mă, Peter! Dar cum era să te las, bă? Ioane, trăiești tu aici! Robi, tu acolo! Șogure, hai încoace! În anii 80, implicarea lui Adrian Enescu în proiectele regizorului și actorului Sergiu Nicolaescu a condus la regăsirea semnăturii sale pe partitura unor filme istorice, precum Mircea, unde întâlnim o muzică foarte variată stilistic. În acest sens, remarcabile sunt momentele tensionate, ce amintesc de stilul lui Bela Bartok, dar și inserarea sintetizatorului în coloană sonoră, rezultând sonorități cu totul neobișnuite pentru filmele istorice din acea epocă. Un exemplu grăitor pentru acest aspect îl regăsim în tema quiz folcloric românesc, interpretată la sintetizator, ce acționează ca leitmotiv al scenelor de bătălie. Adrian Enescu a demonstrat un simț cinematografic fin, dublat de un talent muzical remarcabil, care a permis crearea unor partituri dramatice și lirice deopotrivă. Într-un interviu realizat aproape de finalul vieții sale, compozitorul și-a reafirmat pasiunea pentru cinematografie și pentru muzica de film, dar mai ales dorința de a crea personaje prin muzică. Incitante sau fermecătoare, personajele muzicale imaginate de Adrian Enescu însuflețesc acțiunea filmelor, tocmai de aceea vă invit să descoperiți sau să redescoperiți muzica sa.